Experții de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au emis noi coduri galbene și portocalii de inundații, care expiră vineri, 16 martie, la ora 20. Potrivit acestora sunt vizate bazinele hidrografice ale râurilor Mureș, sector mijlociu, Târnave, cursuri inferioare, Olt, Călmățui, Telorman, Sabar, Neajlov, Prut, Amonte, Stânca Costești vor fi creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice ca urmare a propagării viiturilor produse anterior cu depășiri ale cotelor de apărare. Cod galben. În intervalul 15.03.2018, ora 12, 16.03.2018, ora 20, pe râurile din bazinele hidrografice Mureș, sector Aval-Stânceni, Amonte, Acmariu, județele Mureș și Alba, cursurile inferioare ale râurilor Târnava Mare și Târnava Mică, județele Mureș, Sibiu și Alba, Olt, județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dolj și Olt, Râul Negru, curs inferior, județele Covasna și Brașov, Călmățui, județele Olt și Teleorman, Teleorman, curs inferior, județul Teleorman, Neajlov, bazin mijlociu și inferior, județele Teleorman și Giurgiu, Sabar, județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu și Prut, bazin superior a Monte, stânca Costești, județul Botoșani. Cod portocaliu, în intervalul 15.03.2018, ora 12, 16.03.2018, ora 12, pe râurile din bazinele hidrografice, Olt, sector Aval, Sâncrâieni, Amonte, Sebeș, Olt, județele Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu, Neașlov, sector Aval, confluență, râul Dâmbovnic, Amonte, Călugăreni, județul Giurgiu.